Bună ziua, dragi elevi! Mă numesc Gabriel Vrânceanu și vă invit să faceți cunoștință cu o serie de reguli de divizibilitate cu 2, cu 3 și cu 5. Pentru început, ne amintim câteva noțiuni legate de împărțirea numerelor naturale. Astfel, evidențiem două exemple de împărțiri. Prima, împărțirea lui 45 la 7, ca exemplu de împărțire cu rest 3, deci rest nenul. Iar a doua, împărțirea lui 45 la 9, ca exemplu de împărțire cu rest 0. Astfel, este util în ceea ce le urmează să ne amintim că un număr natural poate fi împărțit la orice număr natural cu excepția lui 0. că Restul trebuie să fie un număr mai mic decât împărțitorul, putând fi 0 sau diferit de 0. Și că, dacă restul împărțirii este 0, putem face legătura cu relația de divizibilitate. Stația la care am ajuns este cea a divizibilității. Astfel, dacă A și B sunt numere naturale, spunem că B divide pe A dacă există un număr natural C, astfel încât A să fie egal cu produsul dintre B și C. Reținem și notația de tip vară. În aceleași condiții putem spune că A se divide cu B și reținem notația. Prin cele trei puncte dispuse vertical. În ambele cazuri, B se numește divizor al lui A. Pentru a ne verifica, să observăm exemplul dat. Cum 45 este egal cu produsul dintre 9 și 5, putem afirma că 9 este divizor al lui 45. Același lucru putem spune și despre 5. Am ajuns la o stație intermediară care face legătura dintre împărțire și divizibilitate. În primul caz, dacă A și B sunt numere naturale și B este diferit de 0, prin B divide A, înțelegem că restul împărțirii lui A la B este nul, este egal cu 0. În cazul în care B este egal cu 0, reținem că acesta, 0, nu poate fi divizor decât al numărului 0. Apar următoarele afirmații adevărate. Prima, că Orice număr natural admite unul sau mai mulți divizori numere naturale. A doua. Singurul număr natural care admite un singur divizor număr natural este 1. Orice număr natural mai mare sau egal cu 2 admite cel puțin doi divizori numere naturale. 0 este singurul număr natural care admite ca divizori toate numerele naturale. 0 este divizor doar pentru numărul 0. Și ultima afirmație: restul împărțirii unui număr natural cu un divizor al său, nenul, este 0 prima oprire în regiunea regulilor de divizibilitate are în vedere divizibilitatea cu 2. Urmărim cele trei exemple date și ne întrebăm. Este divizibil numărul 14 cu 2? Conform definiției, 14 este produsul dintre 2 și 7. Deci, Există numărul natural 7, pentru care 14 se poate scrie ca produsul dintre 2 și 7. Reținem că 2 divide 14, pentru că 14 este produsul lui 2 cu alt număr natural. În concluzie, 2 divide numărul 14 sau 14 se divide cu 2. Trecem la al doilea exemplu. Ne întrebăm dacă 46 este divizibil cu 2. Cum 46 împărțit la 2 are ca rezultat 23, înțelegem că restul împărțirii este 0. Deci, dacă restul împărțirii unui număr natural la 2 este 0, numărul este divizibil cu 2. Ținem că 2 divide pe 46 și că 46 este divizibil cu 2. Continuăm cu ultimul exemplu. Ne întrebăm este numărul 123 de mii 456.789 divizibil cu 2, cum cifra corespunzătoare ordinului unităților numărului dat este 9, deci impar, numărul dat nu este divizibil cu 2. Deci, reținem Că orice număr natural par este divizibil cu 2 și niciun număr natural impar nu este divizibil cu 2. În concluzie, 2 divide numărul 123.456.789 ca fiind un număr impar. Cele trei exemple au evidențiat două reguli generale bazate pe definiția divizibilității, respectiv pe cazul împărțirii cu rest 0, precum și o regulă specifică, aceasta folosind clasificarea numerelor naturale în numere pare, deci divizibile cu 2, și numere impare, numere care nu sunt divizibile cu 2. Reținem că regulile generale se aplică și divizibilității cu 3, respectiv cu 5. În acest sens, pentru 3 vom prezenta doar regula Specifică, ne întrebăm, este divizibil numărul 123.456.789 cu 3? Observăm că suma tuturor cifrelor numărului dat este 45, iar acest rezultat este un număr care se poate scrie. Ca produsul 3, ori 15, deci divizibil cu 3. Astfel, observăm că suma cifrelor numărului dat este divizibilă cu 3. Deci, dacă suma cifrelor numărului de studiat este divizibilă cu 3, atunci numărul de studiat este divizibil la rândul lui cu 3, iar dacă suma cifrelor numărului dat nu este divizibilă cu 3, atunci nici numărul de studiat nu e divizibil cu 3. În concluzie, 3 divide numărul 123 de milioane 456 ,789. Ultima regulă se referă la divizibilitatea cu 5, evident tot o regulă specifică. Ne întrebăm, este numărul 123 de milioane 456 divizibil cu 5? Observăm că cifra corespunzătoare ordinului unităților este nouă, o cifră diferită de 0 sau de 5. În acest caz, numărul dat nu e divizibil cu 5. Putem reține că orice număr natural care are cifra corespunzătoare ordinului unităților 0 sau 5 reprezintă un număr divizibil cu 5. Iar dacă cifra respectivă este diferită de 0 și de 5, atunci numărul de studiat nu este un număr divizibil cu 5. În concluzie 5 nu divide numărul 123 de milioane, Cu siguranță că v-am trezit curiozitatea de a afla de ce funcționează regulile specifice pentru divizibilitatea cu 2, cu 3 sau cu 5. Acea, aceste reguli sunt detaliate în materialul asociat filmulețului, acolo veți primi răspunsurile la întrebările voastre. Am ajuns la final. Dragi elevi, îți mulțumesc pentru că ai pășit alături de mine în călătoria cunoașterii matematice. Sunt Gabriel Vângeanu și te aștept la următoarea destinație. Până atunci spor în toate.